Începând cu data de 1 martie 2022, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente organizate ca și întreprinderi își vor putea trimite declarațiile doar în format electronic. Astfel, cele depuse în format fizic nu vor mai fi luate în considerare. Pentru restul categoriilor de persoane ce obțin astfel de venituri, vor fi acceptate în continuare ambele variante de depunere a documentației. Agenția Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți aduce la cunoștința contribuabililor modificările aduse codului de procedură fiscală în baza ordonanței numărul 11/2021. Începând cu data de 1 martie 2022, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente organizați ca profesii liberale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale, vor avea obligativitatea de a depune declarațiile numai în format electronic. Până la această dată, formularele se pot depune atât în format electronic, cât și format pe hârtie. Pentru a depune în format electronic, aceste persoane au obligația de a se înregistra în spațiu privat virtual, pentru că este cea mai simplă modalitate de a depune declarațiile în formatul electronic. Menționăm faptul că pentru celelalte categorii de persoane care au obligativitatea depunerii declarației unice, cum ar fi persoane fizice care obțin venituri din activități independente, fără a fi organizate ca în formele pe care le-am amintit mai înainte, sau persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, cei care obțin venituri din investiții sau alte venituri, pot depune în continuare atât formatul pe hârtie, cât și formatul electronic. Așadar, cetățenii care fac parte din categoria pentru care au intervenit schimbări la depunerea documentației trebuie să acorde o mare atenție în ceea ce privește data limită până la care mai sunt acceptate declarațiile pe hârtie, întrucât din luna martie, modalitatea unică de depunere va fi cea electronică, cealaltă nemai fiind luată în considerare.